Bine v-am regăsit! Vă invit să urmăriți principalele date despre vreme. Ziua de duminică ne aduce o vreme însorită cu ușoare creșteri de temperatură. În timpul zilei, atât în Reghin cât și în Târgu Mureș, se vor înregistra 4 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi mai mult senin. În Sighișoara și Iernut, soarele își face simțită prezența, iar mercurul din termometre va indica valoarea de 4 grade. În Luduș vor fi 3 grade, în timp ce în Sovata și Batoș se vor înregistra 4 grade Celsius. Dacă doriți să vă deplasați în afara județului nostru, în Cluj-Napoca este estimat un singur grad, iar la Sibiu se vor înregistra 4 grade. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va fi de 5 grade. La Iași sunt estimate minus 2 grade, în timp ce în capitală cerul va fi noros și se va înregistra un singur grad Celsius. Duminică noaptea cerul va fi predominant noros. Atât la Reghin cât și la Târgu Mureș, mercurul din termometre va indica valoarea de minus 7 grade. Luni, cerul va fi mai mult senin. La Reghin se vor înregistra 6 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi doar 3 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Sunt Ariana Șimon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!